deconectat-o. Acum nu mai e conectată cu, cu vizualizarea. Și cum ai deconectat-o? Cu toporul, nu stilul tău? Nu, zis. Cineva mi-a dat-o să mă uit teracotă, știi? Și acum, fii atent, că-și pus o baie de teracotă, că m-am dus să o iau. Cum am pus mâna pe burlan sus, pe capac și am dat nițel de el, deci nu m-am atins-o și a picat capac. I-am luat capac. Și a zis, băiatul, bă, nu te apropia de ea. Am început să iau cenușa de ea, toată, întâi să o golesc, și i-am dat pe margine, fiecare cărămidă, fiecare lună, bucată cu bucată, bucată cu bucată. Aduceam cărămidă aici, pământul, puneam în groapa aia, când am făcut încolo, aha, pământul, știi? Te-ai organizat un pic. Eu sunt tehnician, eu sunt lucrare, cu lucrare. Du-te că aici dau drumul la lucrare. Când dădea aia la mine, drumul la apă. Ia uite. Ia uite. Nu, e totul științific la palat aici. Ia. Ce faci, mă, Artur, mă? Ai început plimbările de primăvară. Ia uite-i cum mă ține vânt, îl țin să nu mai ia vântul. Ia uite-i. Dar ce hanorac ai de la Puma. Ia uite. Fac și sport. Ce faci, mă, Artur? Ce se întâmplă la palat? A venit primăvara în sfârșit? A venit primăvara în sfârșit. N-am mai venit de mult fără să plouă la tine. Nu, n-ai mai numai cu ploaie veni mereu. Însă n-ai mai vii, de câte ori veneai, găseai tu, nu ziceai, uite, bună soba asta, te-a scos din iarnă. Vrei să vezi soba și în altă formă? Soba aia ta, celebră de mijlocul casei? Soba celebră de mijlocul casei, uite o parte din ea. Nu mai e? E? Păi gata, a venit prima fără, ai aruncat-o? Nu, am deconectat-o de la rețea. Am deconectat-o. Acum nu mai e conectată cu... cu vizualizarea. Și cum ai deconectat-o? Cu toporul, nu stilul nu, tău? Cu mâna. A, cu mâna. Uite aici. Uite. A, mă, Artur, asta care te... Stai să vin pe partea asta, că e mai sus. Asta te-a scos pe tine din iarnă. Asta e soba care m-a scos din iarnă, da. Și mă mai scoate și într-aia la altă. Mă fac în altă parte, mă fac aici, în altă formă. Ha. În altă ipostază, soba. Uite, este soba. Uite, vrei să vezi plita, uite plita. Îți arăți plita, să nu zici că... Arată-mi o pungaură asta pe aici. Uite plita. Uite plita. Ah. Uite plita, na, amulei. Păi, mă, Artur, te-a scos din foame, te-a scos de din... foame. I-a dat să mănânc. Păi n-ai făcut mâncare pe ea? Ah, da, te-a scos din foame, te-a scos din sete. Din frig. Din sărăcie. Din nenorocire. Și cu acum, nenorocitul, l-ai dărâmat-o. I-a spus să nu te superi, dar trebuie să te mut într-altă parte. Ah. Și ca să te mut, n-am cum să te mut întreagă. Nu, nu mergea, nu? Cum? Păi n-aveai cum. Eu am încredere în tine mereu că găsi soluții, dar de data n-aveam asta... N-aveam. Și atunci... Ce ai zis? Cineva mi-a dat-o să mă uit teracotă, știi? Și acum, fii atent că-și pus o baie de teracotă, că m-am dus-o iau. Cum am pus mâna pe burlan sus, pe capac și am dat nițel de el, deci nu m-am atins-o și a picat capac. I-am luat capac. Și a zis, băiatul, bă, nu te apropia de ea. Haide, capul. Stai așa, Artur, că ajungem acum la sobă. Să bag întrebarea, cum ai dărâmat-o? A fost greu? Cu ciocanul, încet. Ușor, nu? Ce cărămidă nu ieși, ai de-aia cu ciocanul. Acum, astea toate cu un șpaclu, o să le curăț de pământ frumos, toate, o să le curăț. Și o să o fac, o să o fac din nou, vă dați seama. De-aia m-am gândit că aici și rămân, băi, zice, să venim cu ceva, cu un adăpost până pe aici. Făcută undeva aici, așa aici, făcută ceva ca o bucătărie, în partea asta, și făcută aici și asta. Că de-o fi la iarnă, era de-o fi o iarnă grea, ceva, faci focul și aici, mai faci și mâncare, mai se face și cald, așa ușa e deschisă. Și aici? Să fie și teracota și teracota de căldură când se încinge. Dacă face căldură, nu se joacă, păi nu te încurci. Numai că în aia nu poți să bagi cauciucuri sau ce băgai în asta, că aia e cu fumuri. Și aia dacă e băgat un, numai un adidas, sau dau un exemplu, cablul ăsta, dacă l-ai băgat, gata, păi soba asta ce a suportat? Prin ce a trecut iar în iarna asta? Asta a mers numai pe cauciucuri, pe troașe, pe galoși, nu știu pe ce mergea, pe plasticuri, pe fumigene. Pentru că n-avea fumuri, dar nici căldura n-o ținea. Nu ținea, nu? Păi da, la asta am observat aseară că nu mai iese niciun fel de scânteie pe burlan acolo. Și vorbeam cu prietenul meu de la Focșan, cu Ina Maria, în Panțur. Și a zis, păi nici n-are cum să mai iese scânteie la aia, pentru că aia de teracotă are fumuri. Asta n-avea fumuri și era pe direct. Așa, și... Dar zice, pe acolo unde ieșea la tine scânteia și flacăra pe burlan, ieșea și căldura. Uh-huh. Dar aia ce nu ținea căldură, decât când făcea în ea să încălzea. Și zici că ai luat ciocanul? Am luat ciocanul și ai luat-o... am început prima dată. De sus, nu? Ai luat-o așa? De sus. Am luat întâi frumos, am deconectat burlanul, l-am tras pe casă în jos, tot burlanul lung, cât e burlanul ăla, de pot,
După ce am tras burlană, pe urmă, am început și am luat frumos plita, rama, le-am pus bine deoparte, știi? Și am început să iau cenușa din ea toată, întâi să o golesc, și i-am dat pe margine, fiecare cărămidă, fiecare lung, bucată cu bucată, bucată cu bucată. Aduceam cărămidă aici, pământul, puneam în groapa aia, că am făcut încolo. Aha. Pământul, știi? Te-ai organizat un pic. Da, că zic, dacă pui și pământul aici, le strângem cu totul, n-am făcut nimic, știi? Și după ce am dărâmat, am luat cu lopata ultimul pământ, am dat cu mătura bine. Era, s-a făcut un pic de, nu, de era, când era, ai, da. Plutură cu pământ, atâta era. Mă, atâta era? Da, cam un sac de pământ era băgat în el. Și am, după aia am luat cu lopata pământul, l-am dat afară, am dat cu mătura, am șters bine, am șters și la mâna pe jos și am băgat soba. Soba aia, când am adus-o, am lăsat-o aici, că să și văd. Urmele, uite, urmele de la picioarele ei, uite aici. Aici am lăsat-o. Deci, Ramon, acum zicea băiatul care mi-a dat așa, băi, și lasă aici că aduc eu pe cineva un sobar să spună capacul ăla care trebuie pus cu copcile înapoi, că capacul de teracotă, practic, aici, o parte din ea. Da. Știi? Eu mă gândesc, măi, Ramon, zic, dacă o folosim fără capac, da, da, zice, capacul ăsta de tirajul și ăsta face căldura, zici, ține căldura până sus. Ce să facem noi? Ai un pic mai la soare, că nu prea te vezi acolo în umbra aia. De ce să facem noi? Da. Și ce-i că faci cu ea? Vreau să o fac aici. Da, să o pui aici. O fac aici. Păi cum așa, în mijlocul curții? Păi nu, că o să vină până cât este ăsta aici. Până aici o să vină perete, așa. A, sensul ăsta zici. O să fac o bucătărie aici în spate. Uh-huh. A, așa da. O să fac o bucătărie în spate. Da. Și atunci aia să fie frumos în bucătărie. Dar vreau să fac bucătăria după dormez aia. Adică? După dormeza aia, s-o inclus și pe aia, să nu mai stea degeaba acolo. A. Pun dormeza că vine de lungă ea și o fac soba. Soba pot să o fac și în partea asta aici, știi? Dar am zis că să fac soba tot în partea aia, că tot e burlanul scos în partea aia, s-o scos și pe asta, tot în partea aia. Știi? A, să te legi tot la ăla? Nu. Oarecum. Nu, a, pe aceeași direcție. Pe aceeași parte tot e burlanul s-o puse, știi? Că o să o fac. Că e ușor de făcut, nu e pământ. A, asta se face mai ușor, de teracotă nu poți să faci. Da. De teracotă trebuie copcile prinse între ele, dacă nu reușești, nu le dibuiești copcile, n-ai făcut nimic. Degeaba încerci, că nu faci treabă cu el. Dar asta cum a rezistat? Era mai ținea sau începuse să... Nu, era... Ținea, nu? Era bine făcută. Era ca ce făcuse ciment asta, ca beton. Că în momentul când arzi focul în ea, pământul ăla, când arzi de focul în el, se face tare ca cimentul stratificat. Dai cu ciocanul în ea și lăzării. Și la asta n-avea ce să înfunde, n-avea ce să întâmple nimic, nu? Asta era pe direct, dar nici căldura nu se ține. Asta era. Dar a făcut totuși, dacă până la urmă. Dacă poți să fac, când zicea un băiat acum, dacă poți să faci, deci poți să mai faci o variantă. Să faci pasta, tronul de plită cu cărămida asta drept, să scoți la drept și în partea aia îmi dă cineva o teracotă. Din nou, dar e demontată. Partea aia să faci de teracotă sub soba, știi? Să faci teracotă cu soba, e teracotă cu plită. Și atunci e altfel, ține și aia căldura, să o faci cu fumuri pe aia. Da. Știi? Și asta o să fac ori în partea asta, ori în partea aia. Cred că în partea aia că e mai drept teren. Oricum o să trebuie să îndrept terenul când ai face, știi? Da, aici da. Trebuie să îndrept terenul. Și improvizația ta mai ține palatul? Da, văd ține, că nu rezistă. Oricum o să dau jos asta de aici când o fi să facem aici, în spate, știi? A, asta. Dacă o fi să facem în spate aici, să lăsăm și acoperișul jos. Dar acoperișul nu-l las până când nu mă conving eu că nu mai plouă. Că nu vezi, azi așa, mâine așa. Alaltă seară, a zis că nu plouă. De unde a venit un nor negru în partea asta și o ploaie puternică, dar aia nici n-a fost anunțată ploaia. Dar așa a fugit o jumătate de oră și după aia gata. S-a făcut, s-a seninat. A fost vreo ploaie ceva. Da, da. Așa, aversă, știi? De aversă, aversă, dar i-a dat bine, i-a dat zdravă de tot. Aversă, aversă, dar uite, s-a strâns în folie aia. A, da, e așa, gravid așa, nu, acolo? Da, e, că pe toată aversa, uite, ca să-ți arăt eu, ca să vezi. Să vezi lucrare. Lasă, băi, dacă el spui că eu sunt tehnicianul. Eu sunt tehnicianul, eu sunt lucrare, cu lucrare. Du-te că aici dau drumul la lucrare. Îmi dădea el la mine, drumul la apă. Ia uite. Uite. Ai vrut? Nu, e totul științific la palat aici. Ia. Hai. Totul e... Ia uite. Nu, e lucrare științifică, nu e... Aici nu e așa, e lucrarea dracului. Și tu zici că când s-o mai... O fi vremea... Mai îndreptat vremea, da, lasă copilul jos, dar tot tabla s-o. Adică dai etajul jos, cum ar fi. Mai, da, mai pe românește. Marian. Bă, lasă-l la o jumătate de metru, hai, nu zic o jumătate de metru. Să aibă cădere, lasă-l la un metru. E simplu, te dau tabla jos, toate e simplu, dacă știi cum să le iei. Dau tabla jos, la un metru distanță tai stâlpul ăla acolo, pac,
pac, și pe ăla. Ce pui tu, mânați mai jos. Și astea de aici le desfac marginea și vine acoperișul exact pe marginea camerei. Și vine acoperișul jos. Știi?